Bismillahirrahmanirrahim, în numele Dumnezeu cel Năstig Îndurător, Assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Chiar dacă este o zi mai înorată, văd că oamenii sunt fericiți și zâmbitori. Alhamdulillah, lăudat să fie Dumnezeu, asta este minunat. Icra, citește! A fost primul cuvânt pe care profetul Mohamed, pacea și binecuvântarea să fie asupra lui, l-a primit de la Dumnezeu prin îngerul Gabriel. Acest cuvânt Icra, care se poate traduce ca citește, spune, povestește, practic ne aduce și nouă, tuturor musulmanilor, tuturor oamenilor supuși lui unul Dumnezeu, ne aduce această datorie să spunem, să povestim, să arătăm tuturor adevărul, să spunem tuturor adevărul despre Islam și despre ultima învățătură pe care Dumnezeu Preanaltul a trimis omenirii. Ca musulmani, ca oameni supuși la unul Dumnezeu, avem datoria, avem obligația să spunem adevărul. Nu avem datoria și nici obligația să lămurim pe cineva să devină musulman. Nu trebuie să înțelegem cumva sau să înțeleagă cineva că noi avem datoria sau obligația să transformăm toți oamenii în musulmani. Nu. Noi trebuie doar să spunem adevărul. Dar pentru a spune acest adevăr, pentru a spune acest adevăr și pentru a anunța practic acest adevăr omenirii, trebuie să îl cunoaștem noi. Aș vrea să vă dau un citat. În Coran, la capitolul 20, 114, Dumnezeu ne spune: și mai presus este Dumnezeu, Regele, adevărul. Nu te grăbi cu recitarea Coranului mai înainte de a ți se încheia revelarea Lui. Și spune: Doamne, sporește-mi mie știința. Cât de clar este mesajul. De aceea și noi avem datoria ca înainte să le spunem oamenilor adevărul, să-l aflăm noi acest adevăr integral. Cum? Citind și recitind Coranul. Dacă am citit odată Coranul, lăudat să fie Dumnezeu, este minunat. Dar este extraordinar de bine și extraordinar de corect în momentul în care îl citim de mai multe ori, cel puțin de un 20-30 de ori, pentru a înțelege aceste adevăruri. Pentru a putea să le vorbim oamenilor despre aceste adevăruri. Nu ajunge o singură citire a Coranului. Este prea puțin. Este mult, mult prea puțin, pentru că trebuie să avem această învățătură de la Dumnezeu. Trebuie să avem această informație minunată din Coran. Iar această informație, să știți că noi o obținem de pe internet, de pe Facebook, unde dăm copy-paste la două hadisuri, trei versete. Asta nu este învățătură, este doar o joacă. Și în special această joacă poate să ducă la foarte multe nelămuriri și la foarte multe discuții contradictorii și inutile. De multe ori, discuțiile contradictorii sunt inutile dacă nu sunt argumentate. Și am văzut că marea majoritate nu au argumente pentru ceea ce vor să spună. Este foarte ușor să faci un copy-paste, dar este complicat să explici sau să confirmi sau să demonstrezi ceea ce tocmai ai copiat și ai repus în altă parte. Din păcate, cu durere în suflet, spun, am văzut musulmani
convertiți, adică români care au fost înainte creștini și care s-au convertit la islam și care au 10-15 ani vechime și din păcate, cu durere în suflet spun, nu cunosc Coranul. În schimb, orgoliile lor sunt enorme, aroganța lor este enormă și au pretenția că vechimea sau timpul trecut de la data când au spus Shahada, mărturisirea de credință, le dă lor un atu. Nu îți dă niciun atu. Am văzut musulmani convertiți de un an jumate cu care poți să discuți despre Coran zile în șir. Și la fel spun că am văzut musulmani și musulmane care s-au convertit la islam, români, bineînțeles, și românce, cu care nu pot să discut despre Coran pentru că nu știu ce scrie în Coran. Este înfiorător. Din păcate, la aceștia, orgoliile sunt cele mai mari și dorința lor de a afirma ceva totalitar, unic, este deranjantă, răuvoitoare și nu realizează nimic bun. Din păcate, există și foarte mulți musulmani nativi care nu cunosc Coran. Marea majoritate a musulmanilor nativi nu studiază Coranul, la fel cum marea majoritate a creștinilor nativi habar nu au ce scrie în Biblie. Habar nu au ce scrie în Biblie. Ei bine, sunt foarte mulți musulmani nativi care habar nu au ce scrie în Coran. Că știu ei niște exemple, că știu ei niște versete pe de rost pe care le repetă din când în când. Ok, dar asta nu înseamnă că ei au cunoștință despre Coran. Iar faptul că ei provin dintr-o familie care este de 10, 15, 20, 30 de generații în islam, asta nu le dă lor vreo știință aparte. Omul nu se naște cu știința Coranului pentru faptul că este arab și s-a născut în Arabia Saudită sau în altă parte și provine într-o familie musulmană. Știința Coranului o putem afla fiecare citind Coranul. Nu pentru faptul că mama și tata au fost musulmani. La fel cum un creștin n-are știința creștinismului și a Bibliei, în mod special a Bibliei, chiar dacă părinții lui au fost creștini 20 de generații. Sau, mai corect, provin într-o familie de creștini de 20 de generații sau 30 de generații, nu contează. Tot nu are nicio știință a Bibliei, decât dacă învață. La fel și musulman. Deci în momentul în care cineva spune ceva, hau-hau, asta nu înseamnă că este un adevăr. Înseamnă că voi trebuie să verificați. Oricine spune ceva, trebuie verificat. Și eu, și oricine altcineva. Singurul adevăr care trebuie ascultat, care trebuie citit, care trebuie învățat, este adevărul pe care Dumnezeu, în dragostea Lui față de oameni, față de noi, ni l-a dăruit prin Coran. Aș vrea să vă amintesc că profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, a primit această învățătură de la Dumnezeu prin îngerul Gabriel. Nouă ne-a fost dăruit acest Coran. Ei bine, ca noi să înțelegem binecuvântarea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, trebuie să citim Coranul și apoi să ne aruncăm în discuții și contradicții în viața de zi cu zi sau în viața ireală de pe internet. Pacea asupra voastră, salam aleikum.